Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Vlog. În videoclipul de față voi desface un backled de la VTAC, model, bă, că aici scrie A60, în spate VT2112 și așa mai departe. Acesta e de puțin peste 10W, teoretic, lumină rece. În afară de faptul că vreau să văd interiorul lui, voi încerca să văd ce se poate modifica. Asta scrie pe el, îmi place scrisul ăsta. Cel de față nu a fost testat deloc, deci acum este prima dată. Ia să vedem. E interesant că nu pâlpâie în filmare. Să trecem la desfăcut cu această chestie. Am reușit. Interesant. Haideți să vedem componentele acestui backled de la VTAC. Din ce observăm, se pare că sunt două integrate de limitare a curentului. Da? Probabil sunt puse în paralel și în serie cu LED-urile, dar vom vedea schema un pic mai târziu, deoarece am desenat-o. Aici avem tensiunea de la rețea, cu siguranță avem un rezistor, probabil de 10 ohmi în serie, pentru protecție. Puntea redresoare, cea de aici, intrare alternativ în zona asta, plus minus aici. Ce este interesant la acest montaj sunt cele două componente, în ce am observat, sunt puse în paralel și în serie cu acest condensator și acel rezistor. Rezistorul este în paralel cu acel condensator electrolitic, cu siguranță. Deci țineți cont că, o să vedeți un pic mai târziu schema, că nu este în serie cu LED-urile. E straniu. Văd că sunt notate cu FS, FS, nu știu dacă vedeți voi, FS1, FS2, cam așa sunt notate, din păcate nu prea vedeți așa de bine. FS1, FS2 și pare să fie termistoare, însă termistoarele sunt de două tipuri, NTC și PTC. În engleză, pozitiv temperatură coeficient și negativ temperatură coeficient. Însemnând că unul este cu coeficient negativ de temperatură, celălalt cu având coeficient pozitiv de temperatură. Probabil în cazul acesta ar fi PTC, la creșterea temperaturii acestor componente va crește rezistența. Mai departe în serie avem cele două integrate, scrie pe ele MT7606SE, nu am găsit nimic pe internet despre ele, niciun detaliu. Însă, pe parcurs, odată ce am desenat schema, e pentru mine destul de clar că sunt stabilizatoare liniare de curent. Limitează curentul electric, practic, fiind pus lângă el un rezistor pentru a modifica curentul. Valoarea acestor rezistoare, sper că se vede bine, scrie 82 de ohmi, celălalt 59 de ohmi. Sunt grupate câte în paralel, fiecare paralel. Paralel cele două, 82 cu 59, asta înseamnă că cele două va înlocui un singur rezistor de 34 de ohmi. Rezistorul din zona aceea, de 1 mega ohm, 1004 scrie pe el, este pentru descărcarea condensatorului electrolitic. Încă un lucru interesant este notarea capsulelor COB. Hai să le spunem LED-uri, ca să nu vă încurc, deși într-o singură capsulă sunt mai multe LED-uri. Deci sunt în total 15 capsule. Am încărcat această schemă desenată de mine în Izieda. Cât m-am priceput, aceste componente le-am creat manual în programul Izieda. Asta pentru că nu se găsește în librăria respectivă MT7606SE. Avem tensiunea de la rețea de 230V, în serie un rezistor de 10 ohmi, cam de 1W, cred că e 2W, ceva gen. Puntea redresoare, intrare de aici și ieșirea în curent continuu, plus minus, o parte se duce către condensatorul electrolitic și acel rezistor de descărcare a condensatorului electrolitic. Din ce v-am spus, în serie sunt cele două termistoare, par a fi termistoare, apoi de aici pleacă către LED-urile respective, capsulele COB, în total fiind 15. Am pus eu 3 puncte, că în total sunt 15, să nu stau să desenez pe toate. Apoi, cele două integrate de limitare a curentului, în paralel oarecum, pentru că zona ce vine dinspre capsule, dinspre LED-uri, este conectată cam bizar. Ideea e că nu am nici schema, nici catalogul tehnic al acestor integrate. U2 pare să fie conectat dinspre LED-uri
de la 3 terminale, 7, 6, 5, iar U1 pare să fie conectat 8 și 7. Apoi, parte dinspre minus se conectează integratul U2, pinul 1, la integratul 1, pinul 1 și 4. Asta am observat, am repetat măsurările de mai multe ori ca să fiu sigur. Chiar era să mă încurc în zona aceasta, crezând că aceste termisoare sunt în serie și cu LED-urile, dar nu par a fi. Sunt doar în serie cu acel condensator și rezistorul de descărcare al condensatorului. Avem cele două rezistoare, pe acestea le putem modifica pentru a scădea curentul prin LED-uri și da, cam asta este. Avem două rezistoare în paralel, 82 cu 59, deci asta înseamnă pe undeva pe la 34 de ohmi. Hai să trecem la câteva măsurări din curățate, plus către anodul primului pachet de LED-uri, apoi duce și către aceste termistoare. Termistoarele au aproximativ 48 de ohmi, 49, fiind puse în paralel, probabil fiecare are câte 100 de ohmi, ceva gen, aproape de 100 de ohmi fiecare. Și acestea sunt în serie cu acel condensator electrolitic. Cealaltă parte a condensatorului electrolitic, bineînțeles că duce către minus. Bun, o să aprindem LED-ul și o să măsurăm tensiunea de la rețea. Aici intră 230 V cu aproximație, 229 cu aproximație. Bun, hai să măsurăm la acel condensator. Avem 287 V. Ok. Hai să măsurăm tensiunea de cădere pe acele rezistoare de lângă integratul de limitare a curentului. Trebuie să avem 0,6, ceva gen. 0,57, da. Aproape de 0,6. Hai să măsurăm și curentul. Mutăm pe curent, curentul prin acele LED-uri. Practic pun multimetru pe miliamperi și scurt circuitez un LED, practic, cu o singură capsulă. E de ajuns, nu este absolut nicio problemă, pentru că tensiunea de cădere pe acea capsulă se va duce către integratul de limitare a curentului. Știți cum funcționează o sursă liniară de curent constant, da? Și acum vedeți un curent de 33 și ceva, 33,6 miliamperi. Da? Stați că am uitat să vă arăt și tensiunea de cădere pe acea capsulă. Tensiunea pe o singură capsulă, pe un singur, să spune LED, da, nu e un singur LED acolo, 17,1 V. Hai să vă arăt o demonstrație în privința a cum calculăm acel rezistor de lângă integratul de limitare a curentului. Dacă vrem să aflăm I prin LED-uri, L, să spunem I LED, este egal cu UR pe Rext, rezistența exterioară. Noi avem două în paralel, asta înseamnă că rezistența exterioară este de 34 de ohmi. Mai departe, I LED este egal cu 0,6 V împărțit la 34 de ohmi. De unde I LED este egal cu 0,017 amperi. 17 miliamperi. Dar noi, având două integrate în paralel, asta înseamnă că acel curent se dublează. Asta înseamnă 34 de miliamperi. Haideți să vă arăt cum putem scoate această placă, acest cablaj, fără să rupem acele conductoare. Lărgim acele lamele. Încă un lucru. Chestia asta dinspre fază se poate desface. Da. Chiar foarte ușor. Gata. Și acum cu grijă. Gata. Și îl putem reutiliza. Și s-a scos și acel rezistor. Foarte ușor. Îl putem pune, bineînțeles, la loc. O să vedeți un pic mai târziu cum. O să măsor și acest rezistor de 10 ohmi. Gata, a fost scos de acolo. Condensatorul din spate este de 3,3 microfarazi la 400 de volți. Am observat că acele LED-uri pâlpâie un pic când sunt filmate din anumit unghi. Asta înseamnă că acest condensator de filtrare se poate căuta unul cu o valoare un pic mai mare, de să spunem 6,8 microfarazi sau ceva gen. Probabil o să fac acest experiment într-un clip viitor, când o avea de cumpărat mai multe componente de pe TME. Să măsurăm și acel rezistor. E de 10 ohmi, dar da, să vă demonstrez. Da? Dacă tot am desfăcut PCB-ul, haideți să dezlipim și un rezistor, să scădem puțin curentul prin LED-uri. O să scoatem
unul de 82 de ohmi, să spunem cel din zona respectivă, dar pentru că e destul de aproape de acest condensator, o să scoatem acel condensator, pentru că o să folosim stația de dezlipit cu aer cald. Gata, am scos condensatorul. Am pornit stația de dezlipit cu aer cald la 320 de grade, cred că e suficient, și să sufle aerul la 4 din 8, aproape de jumătate. Haideți să încercăm. Cel de aici trebuie dezlipit. Să sperăm că acest PCV se comportă bine. Așteptăm. Gata. L-am dezlipit. Hai să punem puțin flux și fludor proaspăt în zona respectivă ca să fie pre-pregătit înainte, în caz că vreau să pun un rezistor la loc pe viitor. Cam mare capătul acesta. Capătul acesta Koenig l-am mai folosit de foarte mult timp. De luni bune. Ok. Așa îmi place mie, să lipesc zona respectivă cu fludor proaspăt. Să curățăm nițel. Gata. Înainte de a pune la loc, voi strânge acele chestii metalice. Că altfel nu va face contact cum trebuie. Aici e zona unde vine condensatorul și aici zona de alimentare de la rețea de 230V. Gata, iar acum să vă arăt cum pune la loc. Condensatorul, să nu uităm de el. Polaritatea este foarte importantă. Să punem prima dată rezistorul. Ok, a fost pus. L-am pus, e un picuț mai greu, dar e în regulă. Am reușit să introduc și conductorul acesta pe aici și introducem chestia asta. Gata. E în regulă. Înainte de a-l alimenta din nou și să măsurăm curentul prin LED-uri, calculăm și curentul prin celălalt integrat, având rezistorul din exteriorul lui de 59 de ohmi. Pentru că l-am eliminat pe cel de 82 și nu mai avem două. Trebuie să recalculăm. Asta înseamnă ILED este egal cu 0,6 împărțit la 59 și ne rezultă că ILED este egal cu 0,010 amperi. O să schimbăm în miliamperi, asta înseamnă 10 miliamperi. Deci, printr-un integrat va trece curentul de 17 miliamperi, prin celălalt 10 miliamperi. Înseamnă că I total, prin toate LED-urile, va trece 17 plus 10, egal cu 27 de miliamperi. Scuzați în calculul, nu prea mă pricep așa de bine la aranjament. Să testăm becul LED. Da? Este în regulă. La final, haideți să măsurăm curentul prin acele LED-uri. Deci trebuie să avem undeva pe la 27 de miliamperi. Da, 26,6, cu aproximații. Aproape de 27 de miliamperi. Deci am calculat bine. Deci am prezentat partea electronică al acestui back LED de la VTAC. Am uitat să vă arăt că în lateral scrie Bulgaria. Nu înțeleg ce vrea să spun aici. Distribuitor? Nu cred, nu-mi dau seama. Oricum, acesta e fabricat în China, e clar, dar VTAC, Bulgaria, scrie și strada. Interesant. V-am arătat și cum îl putem modifica, de fapt știți și din clipurile anterioare, unele dintre ele. Cam aici să termin acest clip, sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!